Salutare din nou! În următoarele exemple pe care le voi arăta, vom discuta despre aspectul de disfuncție ventilatorie restrictivă. De ce zic aspect? Pentru că restricția, sindromul restrictiv, nu poate fi măsurat pe spirometria simplă, nu poate fi afirmat pe spirometria simplă, dar deoarece în spirometria normală, simplă, pe care o avem aici în aceste imagini, măsoară volumele și capacitățile mobilizabile din plămâni. Nu putem ști volumul rezidual care rămâne la sfârșitul expirului forțat. Pentru acest lucru, pentru a afirma corect o restricție, avem nevoie de pletismografie. Dar aici discutăm despre spirometria simplă, accesibilă tuturor. Și o spirometrie simplă poate să ne dea sugestia unui aspect restrictiv. Și ne uităm la aceste două exemple aici. Primul lucru pe care aș vrea să-l evidențiez este faptul că aceste curbe arată relativ normal. Nu și în exemplul de sus și în cel de jos. Nu par a fi niște curbe cu un aspect ciudat. Și acest lucru este important, deoarece în sindromul restrictiv avem o curbă de aspect normal, însă ea este pur și simplu mai mică. Și uitându-ne la curbă, deja putem să ne gândim deja la restricție. Trecem apoi la valori. La ce valori ne uităm? Păi, în primul rând, avem cele trei valori esențiale de pe spirometrie. Avem capacitatea vitală forțată, VEMS-ul, și raportul VEMS supra capacitatea vitală forțată. Apoi, după cum am mai menționat, ne uităm pentru capacitatea vitală forțată și pentru VEMS, la procente. Aici avem un 57% pentru capacitatea vitală forțată, un VEMS de 56% și un raport VEMS supra capacitatea vitală forțată de 0,8. Dacă ne uităm aici. 0,8 pentru că facem raportul dintre 2 litri și 2,48 litri. Deci 0,8. După cum vedem, acest 0,8 este mai mare decât 0,7, care este acceptat în mod general ca un prag al obstrucției. Deci nu ne gândim la o obstrucție aici. Însă, dacă ne uităm la capacitatea vitală forțată și la VEMS, vedem că ele sunt scăzute proporțional. Acest lucru ne sugerează că este vorba despre o disfuncție ventilatorie restrictivă în acest caz. În exemplul de mai jos, avem aici exemplul, de fapt, este al unei paciente care a avut rezecții pulmonare bilaterale pentru metastaze. Și, practic, plămânii ei sunt mai mici, ea respiră cu mai puțin plămâni. Și același lucru vom remarca. Capacitate vitală forțată, VEMS supra capacitate vitală forțată. Avem o capacitate vitală forțată de 54%, un VEMS 49%, un raport de 0,76. Deci, mai mare de 0,7, discutăm deja despre altceva decât obstrucție, iar aceste două valori sunt scăzute oarecum proporțional. Deci, aici putem discuta în principiu despre un pattern restrictiv.